Bun găsit! Astăzi vorbim despre un subiect extrem de sensibil, dar foarte des întâlnit. Chirurgul Dan Andronesi ne explică tot ce trebuie să știm cu privire la hemoroizi, de la ce apar, cum îi prevenim și mai ales cum îi tratăm. Din păcate, mulți pacienți ajung la medic mult prea târziu și complicațiile duc la boli grave, cum ar fi cancerul. Domnul doctor, aș vrea să ne spuneți motivele surprinzătoare prin care ajungem la hemoroizi. Hemoroizii sunt niște vene dilatate la nivelul canalului anal, oarecum ca niște varice care nu sunt situate la nivelul membrilor inferiore. Foarte important este că noi putem să avem acești hemoroizi de mult timp, dar ne dăm seama de prezența lor doar atunci când se complică și când avem complicații. Dar apariția noi lor... Noi putem avea hemoroizi fără să ne deranjeze? Da. Hemoroizi noi putem să avem fără să ne deranjeze. Constatăm doar atunci când ei devin destul de mari și încep să ne dea complicații sau ne dă simptomatologie care ne deranjează și avem un disconfort. Cum sunt sângerările, cum este prolapsul, de exemplu, hemoroidal, când ei încep să iasă afară după scaun. Uneori trebuie să-i ajutăm ca să meargă înăuntru. Există hemoroizi care sunt în interior și care sunt în exterior. Exact. Hemoroizii din interior încetul cresc, deci aceste vene dilatate cresc până când pot să ajungă până în exterior, iar după un scaun mai dificil pot să iasă și să rămână acolo așa cum este prolapsul irreversibil hemoroidal. Sau să retrag în fazele inițiale. Incipient. Și cum facem să nu ajungem la aceste probleme Ceea delicate? Ceea ce este important, da, să facem ca să nu ajungem, este în primul rând să avem o alimentație corectă în care să consumăm fibre alimentare, cele care ne stimulează peristaltica să putem să avem un scaun normal. Tot ce înseamnă constipație înseamnă să forțăm în zona respectivă și înseamnă să accentuăm apariția hemoroizilor. Tot ce înseamnă condimente, oarecum ce ne pișcă pe limbă, în sensul în care ardeiul, piper, curry, tot ce ajung cu materiile fecale în zona respectivă, produce iritație, inflamație, edem și accentuează sau favorizează apariția hemoroizilor. Și viața modernă pe care o ducem cu toții acum favorizează... Lipsă de mișcare, statul mult în fund... Graviditatea este iarăși un factor important care duce la apariția sau la agravarea hemoroizilor. Consumul de hormoni estrogeni a femeilor, de tipul anticoncepționalelor, pot să modifice atât apariția varicelor, cât și apariția și modificarea hemoroizilor. Totuși, mulți dintre noi avem un loc de muncă ce necesită statul la birou. Ce facem totuși ca să nu suferim, să nu ajungem să suferim de această problemă? Ceea ce este important este ca după o jumătate de oră, 40 de minute de stat în fund, să începem să facem un pic de mișcare, 5-10 minute. Mulți pacienți ajung la specialist un pic cam târziu, poate de rușine, când este deja prea târziu și se poate confunda, nu știu, afecțiunea de hemoroizi cu un cancer sau cu ceva mai grav? Da, foarte frecvent ne întâlnim cu... apariția acestor hemoroizi de mult timp, așa încât atunci când se adresează medicului sunt în stadii avansate și tratamentul lor implică, să zicem, un sacrificiu mai mare, în sensul în care s-ar putea rezolva mult mai ușor atunci când sunt în stadiile incipiente, dar și se confundă, pentru că simptomele sunt similare cu multe afecțiuni. Și ceea ce este mai grav sunt cancerele, de exemplu, cancerul anal, cancerul de rect, cancerul de canal anal sau bolile inflamatorii colonice sau cele ulcero-hemoragice rectale, care la fel sunt boli importante și care înseamnă alt tip de tratament. Fiind o zonă delicată, recuperarea poate fi un pic grea. Bănuiesc, sau ne putem relua tratamentul viața Tratamentul hemoroizilor modern este un tratament care la fel se aplică procedee minim invazive, care înseamnă niște ligaturi elastice ale hemoroizilor asociate cu o fototermocoagulare în spectru infraroșu, un fel de laser. Aceste tratamente moderne sunt tratamente care se fac la 2-3 săptămâni cât un hemoroid, ceea ce înseamnă că noi tratăm și hemoroizii, dar avem și o viață, să zicem, activă sau
în care nu întrerupem munca sau să avem o convalescență importantă. Mulțumim mult pentru informațiile acestea destul de delicate. Noi ne revedem și mâine cu alte sfaturi.